Dragilor, am revenit cu un short update. În ultimele două săptămâni am cumpărat mașina de drift. Am început deja să lucrez la ea. Momentan îi fac o revizie pentru că nu știu cum a fost întreținută de foștii proprietari. O să vă arăt acum câteva clipuri din timpul reviziei. Probabil o să vă dați seama imediat cam despre ce mașină este vorba. Ok, deci am dat clapeta de pe admisie jos, am dat valva disa jos, am dat idle valve jos. Acum urmează să scot CCV-ul, să scot prostia asta de aici. Ah, separatorul de ulei, adică mă refer la CCV. Avem o groază de chestii de lucru. Urmează apoi să schimb bujiile. O groază de chestii. Ah. După cum se vede, practic, nu a fost umblat niciodată aici. Se poate vedea foarte clar chestia asta. Este plin de pământ, furtunele sunt crăpate și vechi. Ok, deci după ce am scos partea asta deasupra, de la sistemul de TCV, să pot vedea cam cât de vechi și îmbătrânite erau furtunile astea. Practic, ele s-au crăpat atunci când le-am scos. Și acesta. Între timp s-a făcut noapte, m-am apucat de curățenie. Trebuie să curăț pe aici. În mașina asta au stat șobolanii. Numai mizerie, practic. Am găsit ciocnucă. Și încă o jumătate de nucă era pe aici, am aspirat-o. Va trebui să continui, practic, să fac curățenie. Să curăț toată partea asta de admisie. Da, deci, practic, am schimbat uleiul, am schimbat filtrul de ulei. Am schimbat bujiile, am dat toată admisia jos, momentan am început să lucrez la ea să o curăț, aștept să-mi vină niște piese, foarte probabil astăzi sau mâine o să-mi sosească piesele și o să continui munca. În timp ce am lucrat la mașină, am depus și dosarul la înmatriculări. Deci, practic, în următoarele zile termin cu admisia, termin cu revizia generală, însosez numerele și de-abia aștept să vă arăt mașina. Este super tare. Culoarea îmi place foarte mult, foarte multe opționale pe ea, din păcate pe viitor o să înlocuiesc scaunele care sunt scaune electrice și super faine și se reglează și arată foarte mișto. O să le înlocuiesc cu niște scaune scoică pe viitor și interiorul o să fie dat parțial jos pentru că vreau să ușurez mașina. O să fac un clip și legat de chestia asta, ce înseamnă să-ți ușurez mașina, ce anume să dai jos, ce anume să păstrezi, ce e ok să faci, ce nu e ok să faci când vine vorba de ușurat mașina. Ok, deci cam astea ar fi update-urile. Abia aștept să vină zilele următoare, piesele, numele și să vă arăt mașina. Ne auzim! Cum e, bă, să strice birou în momentul în care filmezi? E ceva. Bun.